Salutare, prieteni! Mă bucur că suntem împreună la un nou episod dedicat jocurilor PES și vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul de până acum. Dacă ești pentru prima oară pe canal, nu uita să te abonezi ca să fii în permanență la curent cu noile clipuri. Acesta este episodul 3 din istoria seriei Pro Evolution Soccer. În clipul de azi vom continua să observăm jocurile PES, vom trece în revistă principalele caracteristici și vom analiza modificările prin care au trecut odată cu lansarea unei noi generații de console. După cum probabil v-ați obișnuit, dezvoltatorii de jocuri aleg să aducă modificări importante în momentul în care pe piață avem de-a face cu o consolă nouă sau o placă video nouă în cazul PC-urilor, dar acest lucru poate fi o armă cu două tăișuri. Ori primim un joc de 11.000 de ori mai bun, ori acel joc piere pentru totdeauna. Glumesc! Seria noastră ajunge astăzi la Pro Evolution Soccer 6, joc lansat pe data de 27 aprilie 2006 în Japonia, iar în Europa avea să vină pe 27 octombrie tot în acel an. Americanii l-au primit abia pe 6 februarie 2007, dar nu știu de ce. Este primul joc din serie care vine pe generația 7 de console, primind o variantă pentru Xbox 360. Aici jocul arăta mai bine din punct de vedere grafic, dar gameplay-ul era același. În acest clip vom analiza varianta de PC care după atâția ani mi se pare că încă arată decent. Voi ce credeți? Jocul a avut câteva diferențe în funcție de localizare. Pe versiunea de Japonia avem Arsenal și Chelsea licențiate din Premier League, campionatul Franței este complet nelicențiat, iar campionatul Germaniei apare, dar singura echipă licențiată este Bayern München. Pe versiunile celelalte avem Arsenal și Manchester United licențiate din Premier League, campionatul francez este complet licențiat, iar campionatul Germaniei dispare, doar Bayern München supraviețuiește și o găsim în secțiunea dedicată altor echipe. Pe toate versiunile avem Serie A, La Liga și Eredivisie licențiate complet. Jocul primește un mod denumit International Challenge, unde puteai simula calificările la un turneu final fictiv, dar toată lumea și-a dat seama că este Mondialul din Germania 2006, iar mai multe echipe naționale sunt licențiate complet. Acestea sunt Argentina, Australia, Anglia, Franța, Italia, Olanda și Spania. Iar pe lângă acestea avem tradiționalele deja naționale ale Japoniei și Coreei de Sud. Naționala României este prezentă în joc și lotul este în concordanță cu vremurile. Kivu și Adrian Mutu sunt singurii cu înfățișarea reală, însă personal Mutu nu mi se pare că ar semăna 100%. Putem debloca o mulțime de jucători legendari, dar din păcate aceștia au nume ciudate. Interesant este că aici am găsit doi români, Hagi și Gică Popescu, care poartă numele de Hanue, respectiv Potelk sau ceva. Că tot am amintit de chestii ce puteau fi deblocate, sunt curios să-mi spuneți dacă ați cumpărat din PES Store skinurile prin care jucătorii erau pinguini, dinozauri sau călăreau niște struți. Ce idee au și ăștia de la Konami. PES 6 are renumele de cel mai modat joc al seriei, ani la rând a primit actualizări din partea unei comunități încă active. Dacă vă vine să credeți, găsiți patch pentru sezonul în curs cu tot ce ai nevoie și ce v-am spune că vor urma și altele. Primul joc al seriei lansat pe consola PlayStation 3 avea să aducă printre altele și o schimbare de nume. De acum se renunța la cifra din dreptul numelui și este adăugat anul. Pentru că cei de la FIFA foloseau terminația anului, jocurile PES păreau a fi cu un pas în urmă, iar marketingul celor de la Konami a pus piciorul în prag. Așa s-a născut PES 2008. Meniul jocului a fost schimbat și grafica a devenit mai glossy, să fie în ton cu vremurile și cu trecerea către HD, dar din păcate a început să scârție la capitolul gameplay, exact acolo unde nu trebuia. Versiunea de PS3 a jocului a fost destul de criticată pentru framerate-ul instabil, iar mulți playeri au contestat posibilitatea de a face fotbaliștii să simuleze, lucru întâlnit doar pe versiunile next gen. Avem aceleași ligi licențiate ca la precedentele jocuri, iar din Premier League avem din nou doar două echipe, de data asta este vorba de Tottenham și Newcastle United. Mai multe echipe naționale se bucură de licențierea completă, sunt cele ce rulează pe ecran acum. Echipa națională a României este prezentă în PES 2008. Avem jucătorii corecți, dar ce mi-a atras atenția a fost echipamentul pus de Konami pe tricolori cu această mânecă roșie. Interesantă ideea! Pe 17 octombrie 2008 se lansa PES 2009. Cea mai importantă adiție a noului joc era achiziția drepturilor pentru competiția UEFA Champions League.
A fost un lucru interesant, mai ales pentru fanii jocului de la noi, pentru că două echipe românești au fost incluse. Era vorba de participantele în grupele Champions League de la vremea respectivă, Steaua București, respectiv CFR Cluj. Vă dați seama ce vremuri, două echipe românești în grupele UCL, oare când o să mai prindem așa ceva? Deoarece licența UEFA Champions League nu aducea automat drepturile echipelor participante, iar EA Sports avea exclusivitate cu unele dintre ele, nu toate cluburile calificate în cea mai importantă competiție continentală sunt licențiate, iar unele nici măcar nu sunt în joc. De exemplu, echipele nemțești nu sunt incluse în joc și evident nu fac parte nici din modul Champions League. Vă puteți imagina o ediție UCL fără Bayern? O chestie ce mi s-a părut ciudată era faptul că Champions League nu a fost inclusă și în cariera Master League, adică după câștigarea campionatului jucai tot în competițiile fictive create de Konami. În joc avem două campionate licențiate ca la carte, este vorba de campionatul Franței și al Olandei. Tot astea, mă. Echipele din Italia sunt în joc, sunt ok, dar numele de serie A și emblema competiției lipsește. Campionatul Spaniei nu avea toate echipele corecte, dar un update ce a venit în luna noiembrie 2009 aducea licențe pentru încă 4 echipe. Atletico Madrid, Racing Santander, Sevilla și Valladolid. Pe lângă acestea avem iarăși doar două echipe licențiate din Premier League, și anume Liverpool și Manchester United, plus alte echipe de club și naționale se bucurau de experiența completă. Naționala României nu se numără printre echipele licențiate, dar mă bucur să văd că lotul este corect. O altă noutate a fost introducerea modului Become a Legend, un mod ce dorea să imite Be a Pro de la FIFA, dar într-un stil oarecum rudimentar. PES 2010 avea să mai îndulcească gustul amar lăsat de ultimele două jocuri din serie, venind cu mai multe îmbunătățiri. Au fost redesenate anumite animații, au fost adăugate mișcări suplimentare pentru jucători, iar AI-ul devenea mai inteligent. Dacă putem spune asta. Colaborarea cu UEFA se îmbunătățea, jocul aducea și Europa League pe lângă Champions League, iar de acum îți puteai califica echipa în aceste competiții în modul Master League. Din nou, nu aveam în joc toate echipele calificate în grupele acestor competiții. Un exemplu bun vine chiar din România. Steaua București nu a fost inclusă în joc, deși a fost calificată în grupele Europa League în sezonul 2009-2010. Avem 4 echipe românești în joc, și anume Dinamo București, CFR Cluj, Poli Timișoara însă nu este licențiată și avea numele ăsta ciudat, și Campioana Unirea Urziceni sau Chelsea de Ialomița, cum era supranumită. Ialomițenii nu au făcut act de prezență în grupele UEFA Champions League și probabil vă amintiți victoriile cu Rangers și Sevilla. Au terminat pe 3 grupa și au mers în primăvara Europa League, unde au fost eliminați de Liverpool. Campionatul Franței și al Olandei sunt singurele licențiate complet, pentru a nu știu câta oară. Echipele din prima divizie italiană sunt în joc, dar Serie A se numește Calcio. Din Spania avem doar 12 echipe licențiate, iar din Premier League aceleași două ca în jocul precedent. La nivel de reprezentative avem 22 de naționale licențiate și da, ai ghicit, naționala României nu este una din ele, dar măcar avem lotul în conformitate cu realitatea acelor ani. Măcar atât! Pro Evolution Soccer 2011 s-a lansat pe data de 30 septembrie 2010. Jocul avea să completeze lista de competiții intercluburi de la UEFA cu Supercupa Europei. În același timp este primul joc în care avem licențiată Copa Libertadores, dacă interesa pe cineva. Konami a umblat și la alte aspecte legate de gameplay, sau cel puțin așa se lăudau. Sistemul defensiv a primit un reshape, portarii reacționează mai realist față de precedentele jocuri, de acum puteam crea stadioane după bunul plac și multe alte implementări care au făcut jocul mai agreabil. Trei echipe românești au fost incluse în joc, este vorba de CFR Cluj, Dinamo București și Unirea Urziceni, echipe ce au primit logo-ul și lotul corect, nu și echipamentul oficial. Steaua București sau FCSB, cum vreți voi, singura reprezentantă din România în grupele Europa League, nu a fost inclusă. Probabil că nu s-au înțeles cu dumnealui. După cum ne-am obișnuit, campionatele Franței și Olandei sunt licențiate complet și în acest joc. Avem două echipe licențiate din Anglia, 14 din Spania, 19 din Italia și să remarcăm că după mult timp avem și două echipe din Germania. România este inclusă în joc, tot la stadiul de nelicențiată a rămas, dar se bucură în continuare de o componență corectă.
Singura problemă ar fi că i-au dat lui Dodel Tănase numărul 10 și lui Mutu 11, dar cumva este corect pentru că Adrian Mutu era suspendat în scandalul Sibutramina la momentul lansării jocului. Dodel ăsta se mișcă surprinzător de bine. Cam atât pentru acest episod, mă bucur că ai urmărit până la final și te invit în zona de comentarii să-ți pui sugestiile și reclamațiile. Nu uita să te abonezi pentru a primi notificări de fiecare dată când postez clipuri și te invit să accesezi linkurile de mai jos. Până data viitoare, te las cu acest gol marcat de Dodel Tănase. They've scored. He kept his composure, saw where the keeper was and picked his spot beautifully. Just so good. He knew exactly where he wanted to put that, straight into the right-hand corner.